Bine v-am regăsit la o nouă ediție Observatorul Live, emisiuni în această perioadă dedicate promovării electorale. După cum probabil ați observat, candidații vin în studioul Observatorul Live și se prezintă exact așa cum sunt ei. Ne interesează mai puțin Bălciu, pentru că de Bălciu am avut parte în ultimii ani, ne-am săturat. Bălciul nu ne-a adus nimic bun în 30 de ani, Bălciul ne-a ținut undeva unde suntem acum, foarte în spate, comparativ cu locul unde ar fi trebuit să fim, într-o țară atât de frumoasă, cu atât de multe resurse, care, din păcate, nu prea ne mai aparțin. Ce am putea să facem? Am putea continua Bălciul, am putea continua circul și nu ne-am alege cu absolut nimic. Așa că varianta preferabilă este să cunoaștem oamenii, pentru ca pe 27 septembrie să putem vota în cunoștință de cauză, fix cu cine credem, cu cine ne dictează conștiința, cu ce partid preferăm sau cu ce candidat, pentru că de cele mai multe ori în alegerile locale se votează omul și mai puțin partidul, deși și acesta din urmă contează într-o măsură destul de mare. Astăzi la Observatorul Live a sosit rândul lui Alexandru Petre, candidat PSD pentru primăria Valea Călugărească. Bună ziua! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Suntem deja trecuți de jumătatea campaniei. Cum vă simțiți? Bine. Deocamdată suntem în grafic, cred. Continuăm întâlnirile cu oamenii. A doua rundă. Mare parte din comună am reușit să o parcurgem. Am aflat și problemele pe care nu le știam. Am identificat soluții pentru ele. Am planificat cum le vom rezolva. Știm exact ce avem de făcut. Mergem înainte. Continuăm pe stradă. Acolo ne dorim să fim și în următorii 4 ani. Alături de oameni. Și mergem la momentul acesta cu programul în formă scrisă. Programul pe care ni-l asumăm. Și pentru care răspundem până la capăt. Vă spun, personal am câteva curiozități legate de această campanie. Vă spuneam că sunt unul dintre cei pe care nu interesează Bălciu, interesează programele. Și eu votez, nu votez în Valea Călugărească, votez în Ploiești, însă mă interesează doar candidații care au ceva de spus, care au ceva concret. Și nu mă interesează să fiu mințit, pentru că orice candidat poate să-mi spună verzi și uscate. Poate să-mi promită de gaze, n-am nevoie, canalizarea e rezolvată, în general, cel puțin la noi cu utilitățile, astea sunt probleme rezolvate, sunt câteva cartiere. În zona Valea Călugărească, o comună foarte mare, mai sunt însă astfel de probleme. Și știu că ați fost consilier local, am văzut în CV-ul dumneavoastră, deci sunteți la curent cu toate aceste probleme. N-am observat în programul dumneavoastră să promiteți, într-o lună am rezolvat nu știu ce problemă, peste 3 luni alte 2-3 probleme și așa mai departe. De ce nu faceți astfel de promisiuni? Nu pot să fac lucrul ăsta, nu stă în caracter să mint, în primul rând. M-au învățat părinții că minciuna are picioare scurte. În afară de asta, sunt un om care sunt prezent în societate. Eu merg la fotbal, merg la terasă, merg la meciuri, eu merg la cumpărături, sunt cu copiii în parc. Dau în permanență ochii cu oameni. Dar nu știți să pierdeți voturi? Mi-asum. Nu sunt unul dintre aceia care apar și dispar sau au fost prezenți în jurul nostru doar așa sporadic și au apărut dintr-o dată călare pe un cal alb, dacă îmi permiteți să folosesc termenul ăsta, și se pozează în salvatoria comunei. Nu pot să fac lucrul ăsta, pentru că mă voi întâlni cu oameni pe care îi cunosc și care mă cunosc și nu pot să-i mint. Sunt lucruri realizabile și lucruri realizabile, dar într-un interval de timp mai lung și lucruri la care putem, la momentul ăsta, doar să sperăm și să căutăm soluții pentru ele în continuare. Asta cu căutatul de soluții și la care doar să sperăm nu sunt multe, ca zic așa, nu știu, pot să vă dau acum un exemplu, dar trebuie să fim totuși realiști, să rămânem cu picioarele pe pământ. O să vă întreb concret despre anumite probleme, mai ales cele legate de serviciile publice, pentru că astea sunt cele care dor și pe unde
multe comune din România au rămas restante. Am avea o șansă acum pentru că vor veni și bani de la Uniunea Europeană, poate mai mulți decât în trecut. Într-un fel și criza asta este posibil să ne ajute și contează foarte mult cum vor fi cheltuiți acești bani, dacă nu vor zbura din nou și oamenii să rămână fără probleme rezolvate. Nu știu ce să zic, cu banii de la Uniunea Europeană rămâne de văzut. E clar că vine în România, urmează să vină o sumă importantă de bani, dar la fel de clar trebuie să fie că mare parte a lor vor veni pentru economie, pentru redresarea economiei, pentru măsuri de genul ăsta. În niciun caz nu o să vină bani exagerat de mulți pentru canalizare sau pentru extindere de gaze, ce ne interesează pe noi. Europa vrea să-și pornească motoarele, asta trebuie să înțelegem. Da, dar bănuiesc că în Valea Călugărească, nu știu, cred că orice candidat sănătos la minte ar trebui să fie interesat și de partea economică. Nu? Absolut. Să aveți mai puțin navetiști, să se dezvolte economia și acolo în Valea Călugărească, așa cum s-a dezvoltat și în alte comune, cel puțin cele din jurul Ploieștiului, iar Valea e foarte aproape. Am discutat, s-a discutat pe larg pe tema asta, n-are rost să o luăm de la capăt. Revenind la himera asta până la urmă a fondurilor europene, pentru că numai despre asta aud vorbindu-se în ultima perioadă, avem... Vorbiți strict de campania de la dumneavoastră din Valea Călugărească sau în general? În general se discută foarte mult de acest aspect. La noi, la Valea Călugărească, cu atât mai mult, avem tot felul de auto-intitulați specialiști în atragerea de fonduri europene, care uită să le spună oamenilor niște aspecte foarte importante. Mare parte a programelor pe fondurile europene s-au încheiat în 2020, urmează 2021-2027, mai sunt câteva niște rămășițe de implementat în următoarele luni, dar am dubii că se poate face ceva în acest sens, având în vedere că alegerile n-au avut loc până se ia în primire postul, indiferent cine îl va lua, până vom constitui Consiliul Local, până. Sunt niște pași birocratici de urmat și am dubii că ceva se poate întâmpla anul acesta foarte, foarte repede. Iar manualele de accesare a fondurilor europene pe 2021-2027 nici măcar nu au apărut. Și nu știm pe ce suntem eligibili, nu știm pe ce putem aplica, nu știm nimic. Și atunci cum pot să vin în fața alegătorului, că suntem în campanie electorală, a cetățeanului în calitate de consilier local sau a mea, ca vecin, ca prieten, ca om cu care mă întâlnesc în fiecare zi, vă întâlniți în fiecare zi pe stradă, să vă spun că facem o chestie pe care nu sunt convins că o fac. Păi nu știu, vă spun sincer, vă pândeam să vă taxez dacă veneați cu bine asta. Pentru că asta e o situație cunoscută. Și din păcate, urmărind ce se întâmplă, pentru că asta ne este meseria cu mai toți candidații, cel puțin din Prahova, în zona noastră de interes, am observat că mulți bat câmpii cu grații. Vin, fac direct, rezolv, în 3 secunde am depus proiectul, care e proiectul? Nu. Haideți să vă spun o... Era o capcană, ați trecut de prima capcană. În campanie apar tot felul de povești, în interacțiunea cu oamenii apar tot felul de chestii frumoase. O poveste interesantă am trăit-o în Pantazie. Am fost la poarta unui om, a ieșit un pic reticent, de la ce partid sunteți, poftiți programul, cum să face, discuți. Ce facem cu fondurile europene? I-am povestit omului fix treaba asta, ce v-am spus și dumneavoastră. Mi-a zâmbit și a schimbat cu totul optica și a zis, dacă nu spuneai adevărul ăsta, te fugăream. Fix asta a fost cuvântul. Lucrez și sunt manager de proiect și știu ce înseamnă fondurile europene și aplic programe de sute de mii de euro. Dacă nu îmi spuneai asta și veneai cu cinci poveste, dădeam drumul la câini după tine. Atunci să mă aștept că veți avea vreun contracandidat mușcat în următoarea perioadă, dacă nimerește. Nu știu ce să zic, respectiv unul vota la Valea Călugărească, era la părinți, dar... M-ați făcut să zâmbesc. Deși, așa pe fond, perioadă foarte tristă. După atâția ani de așteptare, după atâtea lucruri nerealizate sau realizate parțial, cu greu putem să mai zâmbim. Dar încă o dată, prefer adevărul, prefer să îmi spună un candidat, nu dumneavoastră că vă spunem nici măcar, nu am cum să vă votez pe dumneavoastră sau vreun contracandidat, dar să-mi spună sincer, doamne, nu te aștepta la gaze sau canalizare finalizată în următorii 2 ani, pentru că
va fi făcută, nu știu, în 2, în 4, în 6, în 8, dar să-mi spuneți adevărul. Adică nu prea mai pot să fiu mințit, nu mai duc și ca mine toți cei care ne privesc. Da. E simplu. De la apariția manualului de, mă rog, a normelor de implementare a proiectelor, până se realizează proiectul, până se aprobă, până vin bani, semnări de contracte, licitații. La noi, în general, licitațiile sunt... trebuie să urmeze un curs legal, 30 de zile, contestații și așa mai departe. În cel mai realist mod de gândire, putem să ne așteptăm la începerea de unei lucrări în 2 ani jumate, în 2, în 3. Cum poți să spui că repede, pe înainte, se pot face multe? Este ilogic să faci lucrul ăsta. Deci vă spun de gaze. Gazele din cele patru sate, Pantazii, Dervar, Adila și Coslegi, au fost promisiunea de campanie a lui Vasile Căneac și Dumnezeu să-l ierte după 2016, după campanie în 2016. În secunda 2 a demarat procedurile de introducere a rețelei de gaze. Nici acum n-au început lucrările, trebuie să înceapă luna asta, luna viitoare. Din 2016 s-au obținut aprobări, s-au făcut demersurile necesare. În 2018, luna 5-a, abia s-a semnat contractul de cofinanțare, au urmat avize peste avize, licitații și așa mai departe, și lucrarea asta să înceapă. Vorbim de 4 ani. În 2016. Da? 4 ani și lucrarea asta să înceapă, repet. Cum poți să vii să spui că fac în 6 luni... Ce a făcut administrația publică locală din Valea Călugărească pentru ca lucrurile să meargă ceva mai repede? Vedeți, dumneavoastră, oamenii nu știu legislație. Eu știu că mie îmi trebuie gaze, eu știu că primăria trebuie să-mi rezolve problema asta, habar nu am în cât timp se face un proiect, în cât timp se obține o finanțare. Trec ani și eu n-am gaze. Și normal că omul simplu de pe stradă vă întreabă, ce ați făcut sau ce faceți, de ce? Pentru că știți ce se întâmplă? Deși oamenii aparțin partidelor politice, rar câștigă cât un independent, și atunci am văzut, chiar citeam o chestie despre asta, că mulți sunt aventurieri, n-au un consiliu local în spate, deși poate sunt bine intenționați, dar le e destul de greu. Ce au făcut oamenii ăștia din administrația publică locală pentru a încerca să schimbe legislația? Pentru că presiunea trebuie să vină din partea noastră, într-un fel, noastră este cel care răspund. De ce n-au gazi oamenii în Valea Călugărească? Răspundeți. Și atunci ce le spuneți oamenii? Pentru că așa e legislația. Dar n-am văzut pe cineva din administrație să meargă către colegii din partid și să spună, prietene, vedeți ce Dumnezeu face toată, schimbați procedurile, faceți ceva, pentru că oamenii ăștia așteaptă. Și nouă ni se sparg oalele în cap. Nu neapărat legislația, din punctul meu de vedere. Birocrația, în primul rând, și termenele. Pentru orice hârtie, pentru și cetățeanul trebuie să... Fac o paralelă între problemele cu care se confruntă el la el acasă și gospodărirea unei localități. Deci dacă pentru tine acasă o hârtie, un document îți iese în 30 de zile, trebuie să depui cere, să te duci de 7 ori, să faci, să de... Ce ne face să credem că pentru un proiect mult mai complex, mult mai amplu, care necesită tot felul de... avize și așa mai departe, lucrurile funcționează mai repede. Birocrația este cea care ne dă foarte mult înapoi și termenele foarte lungi de răspuns. Și birocrație ține toate colegii dumneavoastră politicieni. Că ori fi de la PSD, PNL, USR, toți au trecut pe aici prin studio și tuturor le ridicăm aceeași problemă. Treziți-vă la un moment dat și schimbați sistemul, că e clar că tot sistemul e bolnav. Și vina nu este doar a celor care guvernează acum sau doar a PSD. Este o culpă comună a tuturor celor care au administrat țara asta. Este o culpă comună, deviem. Este o culpă comună și consider că se datorează foarte mult alternanței la putere. Din 4 în 4 ani. Nu reușim să dăm putere unuia sau altuia mai mult. Democrație, ce să facem? Dar poate e un pic prea scurt. Prin natura... business-ului pe care l-am participat în ultimii ani la ACOR. ACOR este conferința ACOR. Asociația Comunelor. Asociația Comunelor din România. Au o parte expozițională și am participat acolo. Am auzit partea de dezbatere. Primarii se vaită de aceste probleme. A participat anul acesta, a fost și primul ministru, și vicepremierul, miniștrii, secretari de stat, tehnocrați, de adevăratele, meseriași.
În fiecare an se pune aceeași problemă, dar nu se rezolvă nimic. De ce? Nu știm noi exact la Valea Călugărească să vă dăm răspunsuri pentru ce se întâmplă la București, dar ne supunem acelorași legi. Luăm o situație ipotetică, se poate întâmpla orice. Noi le-am spus succes tuturor celor care candidează, nu în ideea în care să aibă ei un succes personal, ci comunitățile pentru care candidează. Nu mă interesează că e PSD, că e PNL, că e USR, că e PMP sau de oriunde. Important este ca acea comunitate să câștige. Ce facem cu un individ care poate câștiga alegerile, independent sau susținut de un partid sau susținut de grupuri de interese, pentru că există și astfel de independenți, de ce să ne ascundem după paharul cu apă? Ce facem cu unul care iese și promite veți avea gaze în 3 luni? Și în 3 luni nici măcar documentația nu o poate depune. Nu știu ce, dumneavoastră ca locuitor în Valea Călugărească, dacă vi se întâmplă chestia, să câștigă unul care face promisiunea asta. Cam cum ar trebui tratat un astfel de individ după trecerea celor 3 luni? Știm că minte. Nu știu, mi-a sunt întrebare dificilă. Mă gândesc acum că statutul lui de ales îi dă o putere extraordinară, deci este intangibil din punct de vedere. N-ai ce să-i faci. Așa crede el? Nu, ce să-i faci? Am văzut l-ai votat, l-ai trimis pe următorii 4 ani acolo. Face, nu face, reușește, nu reușește. Bine, acum știm cum să procedează. Stai că n-am găsit nu știu ce, stai că n-am, vedem de la București. Greaua moștenire. N-am, nu pot, mai complicat. Mie revine aici am o sarcină grea. Eu nu pot să dau vina pe cei de dinainte. Faceți parte... Că am fost acolo. N-aș putea să spun de că am găsit nu știu ce... Păi, tocmai de asta vă întreb aplicat, concret, cu proiectul. Văd, la un moment dat, în programul dumneavoastră, pentru că asta e, trebuie să fie sursa principală de inspirație, vom demara procedura de reziliere a contractului cu Jovila. Spuneți, e chiar primul punct din program. Celor care ne urmăresc și care, nu știu, o să le spunem că v-ați împărțit programul în două etape, primul an de mandat și cel de-al doilea. În primul, spuneți aici că vreți să finalizați tot ceea ce a început vechea administrație, din care făceați parte, da, în calitate de consilier, până când a încetat din viață, nu cu mult timp în urmă, primarul comunei Vasilica Neacșu. Înțeles că era un tip foarte apreciat, că nu prea avea el treabă cu politica, era tot în PSD, parcă. Era în PSD, îi plăcea să spună că face parte din partidul Valea Călugărească. Da, înțeleg că era un tip destul de simpatizat acolo în comunitate, nu știu. Sunt convins că n-ar fi avut, în primul rând, n-ar fi avut 10 contracandidați, pentru că ar fi știut cu siguranță marea lor majoritate că vor lua bătaie pe românește. Ar fi avut 2-3 impuși de partide, că e normal ca fiecare partid să își dea un candidat. Îmi place mie să cred că ar fi câștigat detașat alegerile, mă rog, avea o continuitate. Asta vă și obligă, vă cam responsabilizează că dacă veniți pe urmele unui tip cu asemenea notorietate acolo care, probabil că ar fi câștigat, nu știu, habar n-am nici, nu? Mai contează mai puțin acum, dar e clar că omul avea notorietate acolo și că era foarte cunoscut. Era cunoscut de apreciat, da? Era apreciat, era cunoscut și mie unul mi-este foarte greu chiar și pe stradă să merg după un primar ca Vasilica Neacșu. De ce? Pentru că reușea să socializeze foarte bine, reușea să zâmbească la toată lumea, reușea să se pupe pe românește cu toată lumea, să se ia în brațe, să aibă o relație foarte apropiată. Nu știu, adică cum ar fi gestionat acum problema asta cu pandemia, nu-l văd. Nu era genul de primar arogant care a ajuns acolo? Nu. L-am întâlnit de câteva ori. Nu pot să am o părere, nu pot să spun dacă e așa cum susțineți dumneavoastră sau nu. Dar nu mi s-a părut unul dintre primarii arogant. Sunt câte unii prin Prahova, de aia sunt președinții Parlamentului European. Nu, nu e vorba de aroganță. Este vorba pur și simplu de pragmatism. Eu sunt un om pragmatic. Dacă am de ce să zâmbesc, zâmbesc. Dacă am de ce să râd, râd un hohote. Dacă nu și e o treabă serioasă, de ce ar trebui să am manifestări de genul ăsta? Haideți să vorbim ce avem de vorbit. Haideți să rezolvăm ce avem de rezolvat.
să avem motive să zâmbim după aia și... Ceva ce nu vă convine din administrația din care ați făcut parte, și ne întoarcem la ceea ce spuneam înainte să divagăm puțin, dar, mă rog, cred eu motivat. Spuneam despre punctul 1 din programul primului an de mandat, rezilierea contractului cu cei de la Jovila. Ce vă nemulțumește? Ce s-a întâmplat acolo? Nu sunt numai eu nemulțumit, toată comuna este nemulțumită. Este vorba despre calitatea apei și calitatea și cursivitatea ei în distribuție. Vine cu noduri, ca să zic așa, și nu este... De cel mai mult nu e proprie consumul. Este singurul motiv pentru care și singura cale de atac pe care o întrevăd pentru a rezilia acest contract. Aveți propunere? O altă variantă? Pentru că am mai auzit problema asta acolo, ne-au mai scris și oamenii din zonă. Să știți că sunt probleme cu alimentarea cu apă în multe zone din Prahova și nu doar cei de la Jovila sunt vizați și alți furnizori. Sunt reclamații foarte multe. Calitatea, faptul că uneori se întrerupe, faptul că a fost un an secetos și au fost nevoiți să limiteze pentru că oamenii și își dau grădine. Cred că am auzit toate motive. Într-un fel, mie nu-mi pas. Eu sunt un consumator, plătesc o factură, vreau să am apă menajeră. Poate nu potabilă, că nu știu, că mai reușesc săracii să mai bea de la robinet. Foarte multă lume vrea să bea de la robinet, e învățată să bea de la robinet. De o mare diferență. Trebuie să și poată. Și aud, în paralel, venindu-se cu niște proiecte ale unor oameni care clar că nu cunosc topografia locului. Nu știu ce înseamnă relieful de acolo, chiar dacă sunt din zonă. Sau pur și simplu nu știu ce înseamnă să îți faci propria stație. Ar fi ideal. Nu știu dacă puteți. Să poate reînvia o societate de gospodărire din astea cum erau înainte? Sau există o altă variantă? Nu știu dacă avem motiv să reînviem, să trezim balaurul acum, pentru că societatea la un moment dat chiar a fost un balaur care acumula datorii și nu crea performanță sub nicio formă. Am avea nevoie de un spațiu pentru ea, am avea nevoie de utilaje, am avea nevoie să facem angajări, am avea nevoie să facem tot felul de investiții ca să poți să creezi performanță în sensul ăsta și nu văd de ce am face lucrul ăsta, pentru că avem toate astea puse la dispoziție de societatea Consiliului Județean, de cei de la Hidro Prahova, care au toată logistica necesară, au tot ce trebuie. Gândiți-vă, numai eu vorbesc din punct de vedere al managerului. Ok, cei care sunt pe teren îi au și unii și ceilalți. Dar haideți să ne gândim la personalul TESA, pe care ar trebui să-l angajăm și să-l plătim. Cine? Înseamnă, noi. Spuneți, mă rog, în rezumat, că toate astea înseamnă costuri suplimentare, exact, pe care comunitatea trebuie să și le asume. Bineînțeles. Și care se vor regăsi în factura pentru fiecare... Și în afară de asta ne referim la investiții pe care tot noi din bugetul local ar trebui să le facem în condițiile în care Hidro Prahova, fiind în ADI, Apă Canal, Asociația de Dezvoltare Intracomunitară, poate face cu ușurință pe fonduri europene, prin parteneriat cu Consiliul Județean, că până la urmă societatea lor... Practic asta ar fi soluția dumneavoastră. Din punct de vedere economic, da. Chiar dacă apa este puțin mai scumpă decât o avem acum, da, ne poate da. E foarte important. De asta vorbim despre soluții realiste, că așa, mulțumesc, puteți să... Au venit, fermecat, în vârful de au venit la un moment dat unul dintre contracandidați, de fapt mai mulți au fost care au zis că vor să facă o societate, ok, fă-o, că dau apa la jumătate de preț, ne comparăm cu Bucov, ne comparăm cu Albești, ne comparăm... Nu, e același lucru. Nu este același lucru. Și le-aș cerut poate... și explicații pentru... Le-am cerut, încă le aștept. Probabil că voi mai avea de așteptat. Nu vreau să intru în clinciuri cu nimeni, nici nu cred că m-a schemat de asta, că a zis că nu vreți circ. Nu prea bol, ci okay. Categoric nu. Bun. Deci nu discutăm de ce au promis sau, mă rog, ce vor ceilalți. Ce trebuie să fie foarte clar este că nu ne putem compara cu localitățile de lângă noi. Dar s-a tot vorbit și s-a bătut monedă pe Bucov și prețul lor și așa mai departe.
Bucovu nu scoate apa de la vale să o pompeze la deal, da? O scoatem electric, o punem într-un bazin din care o repompăm cu alte pompe electrice în vârful dealului, de unde vine gravitațional la cișmea fiecăruia în curte. Deci cu tot altă configurație, altă soluție. Electricul ăla generează niște costuri. Și astea se vor regăsi în factor. Se regăsesc. Bun, pentru mine este interesant că nu știu dacă vine vreunul cu vreo soluție și spune, domnule, uite, propun să facem asta și ne costă atât. Dar, într-adevăr, ce îmi spuneați mai devreme, pentru că asta am vrea să știm de la toți. Noi mai puțin, cel puțin cei din Valea Călugărească, să explice omului, știi? Acolo plătim personal, acolo plătim energie electrică, acolo vom plăti diverse cheltuieli de administrare și așa mai departe, tot ce înseamnă cheltuieli pentru o asemenea societate, că e o societate. Sigur, da. Cheltuieli, absolut toate până la ultimul leu, plus un mic beneficiu, trebuie să se regăsească în activitatea și se vor regăsi în factură. Beneficiu nu e cazul, pentru că ar fi societatea primăriei și nu face profit. Beneficiul ăla folosește probabil la o investiție. În comunitate, despre asta e vorba. Exact. Da. De ce să facem noi să o resimțim în buzunar când o poate face altcineva? Nu știu dacă și dumneavoastră ați auzit despre mită electorală practicată în perioada asta. Avem ceva informații. Știți că la noi, la presă, e și un fel de turnătorie, așa. Cam aruncă doar oameni și contracandidați între ei. Multora nu le dăm prețare, pentru că fără probă, e clar, putem spune orice și eu pot să zic orice despre dumneavoastră. Că n-am probe, deja. Dar am auzit că se împart bănuți. Ați auzit și dumneavoastră? Contravoturi. Când zici mită electorală, ne imaginăm cu toții, dacă dăm pe Google, scriem mită electorală și dăm căutare la imagine, o să vedem pe aia cu sacoșele de diverse culori. Da. Nu știu dacă se mai poartă... Eu am auzit de cash acum. Asta vreau să zic, nu știu dacă se mai poartă cu sacoșa, nu am nicio probă vis-a-vis de cash. Este o chestie ca un fel de Bin Laden, așa. Toată lumea știe că există, dar nimeni nu l-a văzut niciodată. Sper să nu. Sper să nu, pentru că ar fi trist. Dacă cineva își imaginează că primarul, între ghilimele, ales în urma mitei electorale, dă acei bani din buzunarul lui, se înșeală amarnic. În afară că se expun riscului și cel care dă și cel care ia. În afară că este absolut imoral să faci așa ceva, să stabilești soarta unei comunități pentru o sumă pe care eu o consider derizorie, că bănesc că nu o să se împartă de ordinul zecilor de mii de lei la fiecare, pentru fiecare vot. Nici nu știu măcar dacă o să se întâmple lucrul ăsta. Dacă nu ați auzit, probabil că la presă nu este fum fără foc. Nici nu vreau să mă gândesc. N-am de probe, am auzit. Ideea era în felul următor. Refuz să cred că după 30 de ani de țepe, indiferent cât de sărac ar fi omul, își mai vinde votul pentru 100 de lei. Pentru punga cu făină, mă rog, sau pentru 100 de lei. E același lucru. Crezând că 4 ani o să-i ajungă. Știu, sunt oameni foarte săraci care împart o pâine la 3 copii în 3 zile. Sunt oameni foarte, foarte săraci și criza de acum le-a adâncit și mai mult sărăcia și ne creează tuturor probleme. Dar refuz să cred, nu știu, în ultimă instanță, deși nu e ok nici așa, dar aș prefera să ia aluia banii, sau alea care împarte, mă rog, dacă mai există indivizi din ăștia, și să se ducă să voteze tot cu cine vrea. Adică să-i dea o mică țeapă, să-și bată joc și de banii lui și de el. Deși, în mod normal, clar, nu luați. Deci nu luați sub nicio formă. Dacă nu eram live și dacă nu eram în postura în care mă aflu de candidat, de să am un statut oficial, ca să zic așa, aș fi zis în felul următor. Luați-le banii și votați cu cine știți voi. Dar nu pot să o fac. Am zis-o sub formă de glumă mai devreme, dar nu știu, nu ai de glumit nici cu asta, dar de glumă. Parcă ar merita, știi, să-ți bagi joc de un asemenea candidat. Deci vis-a-vis de aspectul ăsta am două lucruri de spus. Unu, nu știu, asta a zis o sumă, 100 de lei, o fi mai mult, o fi mai puțin, nu am idee. Cei care au curiozitatea să facă următorul calcul, să înmulțească 365 de zile, cât are un an, ori 4 de mandat, să vadă câte zile ies și să împartă suma aia de bani la număr de zile.
O să constatați, dacă nu greșesc, că este undeva sub un leu. Dacă consideră cineva că merită să amaneteze soarta comunei pentru mai puțin de un leu pe zi, pe următorii 4 ani, e liber să o facă. Dacă cineva așteaptă ca eu, în calitate de candidat de la PSD, care noi suntem, am fost întotdeauna vizați vis-a-vis de sacoșele aia de care vă povesteam pe Google, că vom da ceva, iar este și alea marnic. Cine își dorește un primar pe 100 de lei, pe 200, pe o sacoșe, pe ceva, nu sunt eu ăla. Totuși sunteți tânăr. Nu sunt eu primar pentru ei. Și din partidul dumneavoastră și de la celelalte partide practicau asta, că eram plin de umbrele la un moment dat, că făceam, mișeau un foc de tabără la finalul campaniei, cu toate prostiile care mă trezeam aruncate peste gard, că la un moment dat nici nu mai vedeau. Le băgau așa prin gard sau... Era legal. Da, până la un punct era legal. Legal. Și până la ce nu adică, este împotriva legii, este legal. Deci, dar până la infinit să jignești inteligența omului, să-ți bagi joc de el. Du-te, băi, frate, cu umbrela ta și lasă-mă în pace. Chiar așa crezi că sunt atât de idiot încât să te votez pentru că mi-ai dat o umbrelă, un aparat de radio sau o pungă cu făină? Din păcate, pentru unii, spuneam, sărăcia i-a dus și în situație. Sper că totuși să se fi trezit, să se uite în jur și să nu mai primească. Și dacă totuși ați primit, le-ați luat banii, votați Dumnezeului cu cine credeți de cuvință, nu votați pentru 100 de lei. Este un apel pentru toți, indiferent de preferințele politice pe care le-am. E o rugăminte către toată lumea și nu încetăm să facem chestia asta. La Valea Călugărească avem aproximativ 8.000 de votanți pe liste. Până acum s-au prezentat undeva până în 4.000, sau mă rog, în jur de 4.000. Ar fi o sumă mare de dat. La 4.000 de voturi. Păi, unii probabil că își permit. M-am uitat pe declarațiile, nu întotdeauna au pe numele lor, dar ne-am uitat pe declarațiile lor de avere, de interese. Unii chiar își permit. Ideea este în felul următor, trebuie să vă atrag atenția că primiți întrebări, așa că rugămintea este ca după ce se termină această discuție să intrați pe pagina noastră de Facebook și în măsura în care considerați necesar, sau nu știu dumneavoastră știți cum vă gestionați campania, să le răspundeți oamenilor, pentru că nu avem timp să punem toate acele întrebări. Fiind o emisiune electorală, am stabilit un punctaj, chiar dacă am deviat din când în când de la el, să știți că aveți întrebări de la legătorii din Valea și... Cum ar trebui, le-am stat la dispoziție întotdeauna, tot ce au avut să mă întrebe, cu toate că la un moment dat am fost sfătuit să evit pe cât posibil mediul online unde se nasc tot felul de controverse și lucrurile pot degenera. N-am putut să stau deoparte, pentru că așa am făcut în ultimii 4 ani, în ultimii 8 ani, asta am făcut, le-am dat oamenilor răspunsuri, le-am lăsat argumente, uneori m-am înțeles, uneori nu m-am înțeles, am intrat și în clinciuri, inevitabil. Am căutat să le răspund la toți cu tot ce m-au întrebat și asta am să fac și acum, fără niciun fel de probleme. Preferabil este să le răspundeți oamenilor, chiar dacă unii sunt implicați politic, susțin alți candidați, până la urmă trebuie să iasă ceva bun din povestea asta. N-am nimic de ascuns, indiferent care va fi soarta acestor alegeri, eu rămân același om cu care se vor întâlni pe stradă. Și nu vreau nici să mă cert cu nimeni, nici să-i iau de la capăt, nici să-i mint cu ceva. N-am de ce să mă ascund și le voi răspunde, indiferent ce mă vor întreba. Care a fost cea mai dificilă întrebare pe care ați primit-o cât timp ați umblat acum pe stăți? Că înțeleg că ați fost aproape zilnic sau zilnic, nu știu, prin toată comună. V-a pus cineva în dificultate să nu știți ce să, sau să vă fie rușine cu ceva anume, să vă reproșeze ceva de care să vă fie rușine? Da, să fie rușine nu neapărat. Am o chestie care îmi răsună așa un pic ciudat la ureche. N-ați făcut nimic. Deci asta... Acum ce duceți crucea la pachet cu tot PSD-ul? Ce să vă fac? O ducem, n-avem ce să facem. Am fost și ciuma roșie, am fost și noaptea ca hoții, am fost și în toate felurile. Nu mi-e rușine. Eu le mai am și sub formă de glumă. Asta cu ciuma roșie... Pe mine mă amuză, mă arăsă... Și tot schimbă culoarea, ciuma în funcție de guvernare. Deja da. Devine galben, albastru, no, iar roșie. Deci asta cu n-ați făcut nimic este o chestie care întotdeauna mă destabilizează, mă dezechilibrează. Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să spună lucrul ăsta oameni pe care mi-i amintesc în urmă cu 4 ani sau în urmă cu 8 ani
și cu care stăteam de vorbă în noroi sau în beznă sau fără gaze, la poartă sau nu știu ce, și acum stăm pe asfalt, stăm sub un bec, poate chiar LED, avem toate condițiile, dar n-am făcut nimic. Le iau cap pe niște mici răutăți sau poate îmi încearcă pur și simplu răbdarea să vadă cum reacționez. Sunteți un tip impulsiv. Sunteți destul de energic, așa, nu prea aveți frână, dar... Pot să zic impulsiv, că nu... Adică reacționați în momentul în care vă enervați? Sau aveți suficient autocontrol? Simplă curiozitate. M-am autoeducat, mai ales în perioada asta, dar în general spun ce am de spus. Apropo de povestea cu LED-urile, bun, sunt multe și e clar că într-o jumătate de oră, din câte am văzut conform programării, veți mai veni odată la Observatorul Live, conform solicitărilor făcute de către partidele politice pentru această emisiune, care au considerat, respectiv PNL, PSD, USR+, cei de la Prahova în acțiune, adică să știți că trec mai toți care au apelat la această posibilitate legală. Ultima întrebare și apoi vom continua. Am înțeles că data viitoare veți fi în studio cu cel pe care PSD-ul propune drept candidat la șefia Consiliului Județean, cu Bogdan Toader. Domnul Bogdan Toader este președintele Consiliului Județean, nu e doar un personaj propus. În calitate de candidat, aici nu contează cine este. Este corect. Este omul care a fost întotdeauna alături de noi, care ne-a sprijinit în proiectele pe care le-am derulat. Avem cofinanțări primite de la Consiliul Județean și așa mai departe și este omul cu care voi face echipă în următorii 4 ani. Ca administrație, ca entitate administrativă din Prahova, v-a băgat în seamă doar în preajma alegerilor sau a fost interesat, mai ales că erați din aceeași zonă politică? Pe noi, la Valea Călugărească. La Valea Călugărească, strict de Valea Călugărească. No, la Valea Călugărească, domnul Toader venea destul de des. Îl găseam foarte des în birou la domnul primar. Mergeau împreună pe teren, vizitau stadii de lucrări. Nu, și asta nu se întâmplă numai la Valea Călugărească, că este aproape de Ploiești. Pe Bogdan Toader l-a văzut toată lumea în tot județul, în toți ăștia 4 ani. Nu mă pot abține dintre toate întrebările astea, e una care într-un fel sau altul le cam cuprinde pe cele mai multe dintre ele și cu asta vom încheia. Spune cineva, vă rog, insistă să îl întrebați, ce realizări remarcabile, da, subliniez remarcabile, și insistat pe povestea asta, are în Valea Călugărească în anii cât a fost în administrația publică locală, fie și în calitate de consilier? Eu personal? Echipa din care faceți parte, că e clar că un consilier nu-și poate asuma în nume propriu povestea asta. Sunt trecute realizările și pe pagina mea, sunt trecute pe pagina primăriei. Le știm cu toții, le folosim, da. Le folosim zi de zi. Mă refer la concret. Două dintre ele, două cu care vă mândiți, două care pe care să vi le asumați ca echipă. Doamne, sunt mândru de asta, dacă nu eram noi, nu știu în cât timp făceau arti. Două care îmi sunt foarte dragi. Una este sala de sport, pentru că în ciuda kilogramelor care le-am dobândit când m-am lăsat de fumat, am fost o persoană activă și întotdeauna mi-a plăcut să fac sport. Acolo se fac tot felul de sporturi, nu ne referim doar la fotbal, avem un administrator tânăr care se implică foarte mult și care își dorește să facă performanță. Pe lângă această sală a apărut și un club, mă rog, deci este animație și sunt foarte mândru de aia, modernă, are tot ce trebuie. Și a doua ar fi Căminul Cultural, care, să-mi scuzați expresia, zăcea în degradare, fusese o discotecă acolo, o chestie de care ne-am bucurat toți în tinerețe la vremea respectivă, dar care nu-și mai găsea utilitatea în Valea Călugărească și care a fost refăcut în totalitate, dotat, și unde circa 200 de copii, dacă nu mă înșel, din Valea Călugărească, la momentul ăsta, se duc și fac diverse activități.
de la dansuri, muzică, pe perioada vacanțelor sunt cercuri de craft, de tot felul de îndelicuri din asta. Cultural, nu doar așa clădire, că de asta am mai văzut mult. Cum am văzut și terenuri de sport în bancă. La fel ca domnul administrator de la sala de sport și de la baza sportivă, și aici avem o persoană care se dăruiește într-o tot o activități pe care o face și care dă viață acelei unități. Vă mulțumesc pentru prezență, în măsura în care tuturor le-am dorit succes și nu în interesul dumneavoastră, ci în interesul comunităților pentru care vreți să obțineți mandatele. Vă dorim și dumneavoastră succes, să dea Dumnezeu să vă dea gândul bun, pentru că sunteți tânăr și să sperăm că nu se vor mai repeta greșelile trecutului. Ne revedem cu alți candidați în aceste zile până la finalul campaniei.